Salut! Azi am ieșit să exersez niște lanseuri cu noul echipament. Echipament de baitcasting. N-am pescuit în viața mea cu așa ceva. E prima oară când pun mâna pe o astfel de mulinetă. Să fac niște lanseuri laterale cu frânele strânse aproape de maxim ca să nu fac peruci. Și încet, încet sper eu să mă obișnuiesc cu echipamentul ăsta. Hai, ne vedem pe apă. Bă, dar nu iese unul, mă. Sănătate! Să vorbim rusește sau nu? Nu. No. Nici o șansă. Noi vorbim engleză, americană. Da. Da, noi suntem cu americanii. Ce n-ar fi? Am setat frâna la 4 și knobul l-am strâns astfel încât atunci când cade năluca jos să nu-mi facă peruc aici. Nici o perucă. Perucă. Nu știu de ce am făcut perucă. Cred că n-am îndreptat lanseta, nu știu. N-am fost pe fază de data asta. Bă. Hai că încet, încet învăț. Nu mă concentrez pe pește deloc. Eu vreau să învăț să lansez înainte să prind pește.
Da, bun, merge. Nu mă aștept bățul, că e cam tare. Pentru voblere. Cam prea tare. Fast, fast. Fast curat. Da, merge. Pe părerea mea e că mai bine înveți pe un fast și când pui lansetă moderat o să fie o plăcere, o joacă. Asta e greu. Să lansezi așa pe sub mână. Aici așa, așa. Să lansezi așa, e super greu. Adică e greu să nu faci peruci. Trebuie înclinat bățul imediat după ce o țâșnit năluca. Da. Merge. Bun, hai să dau și eu spre casă, că ajunge. Mai unul așa.